pase lui Nicoară. Acolo s-a făcut diferența. Este consultat VAR-ul. Avem aici ecusonul de staff care ne permite să intrăm pe teren. Și bine ați venit la un nou episod. După cum puteți vedea, suntem aici în fața stadionului lui Rapid, dar nu vom merge la un meci de fotbal. Vom merge la meciul de basket din sala polivalentă a Rapidului, dintre Rapid și CSO Voluntari. Sunt și în fața sălii polivalente de la Rapid. Am intrat. Haideți să vă arăt puțin și sala. Este destul de puțină lume, fiind cu o oră înaintea meciului. O premieră pe acest canal. Pentru asta trebuie să le mulțumesc celor de la CSO Voluntari. Avem aici ecusonul de staff care ne permite să intrăm pe teren în timpul meciului, cel de presă și, evident, să stăm la masa presei. Le mulțumesc foarte mult celor de la CSO Voluntari, domnului Georgescu și Marei. Vor urma mult mai multe colaborări între noi și cei de la CSO Voluntari, dar haideți să intrăm și noi pe teren pentru prima oară în sala celor de la Rapid. Foarte frumoasă din punctul meu de vedere. Am intrat aici și pe parchet, chiar în spatele băncilor de rezerve. Și chiar acum intră și sportivii celor de la CSO Voluntari la încălzirea oficială și jucătorii Rapidului. Uitați-l și pe Gârbea în imagine, fostul jucător al celor de la CSO Voluntari. Uitați și future starul celor de la Rapid, Tudor Șomăcescu, jucător foarte interesant care a jucat la Overtime, o formație de junior din Statele Unite care pregătesc jucătorii pentru NBA. Tudor Șomăcescu, dacă nu mă înșel, are 18 ani și se pare că a decis să se întoarcă la el acasă, la Rapid. Marcu Badiu, de asemenea, a fost jucător al celor de la CSO Voluntari, a câștigat și două trofee de MVP-ul finalei. Și oficial a început și meciul cu primul atac al Rapidului. Fault și coș pentru fostul jucător al Voluntarului, Gârbea. Și înscrie, marcând un coș practic de 3 puncte, chiar dacă a fost înăuntrul semicercului. Și înscrie Olah, jucător care în trecut a jucat pentru Rapid. Ellen de 3 și splash, pasul lui Nicoară. Ajunge direct la noi. Jucătorul Voluntarului a vrut să-i dea o pasă lui Nicoară, dar mi-a dat o pasă mie. Și Șomăcescu, să vedem, o pasă. Și este coș de 3. Coș marcat de Bridget. Pasă foarte bună, o combinație foarte bună, dar Kay pune stop joc. Tudor înaintează spre coș, cârlic și marchează. Rapid recuperează și faul și coș din nou pentru Rapid și toată sala explodează. Multe puncte marcate de Rapid. Se pricep foarte bine să marcheze atunci când sunt faultați și se pare că Rapidul are și galerie. Mitchell depășește pe Șomăcescu, dar faza se finalizează cu un coș pentru echipa ilfoveană. Pune pase lui Olah nu lui Nicoară. De la 3, Shumate marchează. El în ultimele secunde ale reprizei, Dohăta, numai 9 secunde pe tabelă. 5, 4, 3, 2, aruncă și înscrie și se termină a doua repriză. Rapidiștii intră chiar în momentul acesta la vestiare și Voluntari, că și aici la pauza meciului este puțin cam haos, lăsând ca copiii să se joace pe teren. Un gest frumos din partea celor de la Rapid, lăsând copiii să experimenteze cum e să fii jucător, adică cum este să te afli fix pe terenul de basket. Cine știe, un copil dintre aceștia va ajunge un viitor jucător la Rapid. Șase secunde rămase. Dohătan atacă coșul,
mă schemă, m-a fentat și pe mine și înscrie din nou în ultima secundă. Și Mitchell îl bate prietenește pe cap pe Allen. Oh! Ce fază face Key Fezel, jucătorul voluntarului de dunk peste mai mulți jucători ai lui Rapid. Allen se duce cu ea până în coș, încearcă să pătrundă, o face, pase lui Shumate, faultat și este coș. Și diferența se reduce la numai 6 puncte. Mitchell se apropie de coș și marchează. Shumate, pase lui Tohatan. Mitchell din nou la minge. Ce fază face Mitchell și marchează Fezel din nou, iar diferența este redusă la doar un coș. Incredibil, după ce voluntarul a fost condus atâta timp, reduce diferența la doar 2 puncte, rămânând doar 3 minute până la finalul acestei partide incendiare. Galeria Rapidului se activează. Fezel o înscrie și pe a doua și readuce egalitatea cu doar 1 minut și 46 de secunde până la finalul acestui meci. Mitchell pase, nicoară în ultima secundă. Nu? Este consultat VAR-ul. Faza este analizată de arbitri la punctul VAR. Să vedem și decizia pe care o vor lua. Și se pare că au o decizie. Coșul, din păcate, nu este valid. Se apropie de coș Cârlig și nu înscrie. Mai sunt 33 de secunde din acest meci. Rapid shoot! Nu înscrie! Voluntar recuperează și are o ultimă posesie, cred, și o ultimă șansă pentru a câștiga partida. Și toată sala strigă voluntari. Mai sunt doar 6 secunde. 5, 3, 2... Șutează! Și va fi overtime. Încercat un ultim șut de 3 în ultima secundă, dar nu a intrat. Ne putem imagina cât de frumos era să intre. Era o fază de pus în ramă. Dacă intra în ultima secundă și coș de 3, Mitchell era pe departe MVP-ul partidei. Shumate! Cârlig! Și scorul este 82-82. Din overtime, evident. Voluntar trebuie neapărat să egaleze. Iar toată sala strigă Rapid, Allen de 3. Nu, airball. Gârbea încearcă să se întoarcă. Toată sala este în picioare. 86-82. Nu, avea posesia. Fezel bloc, dar posesia este tot a lui Rapid. Pase. Oh, un contact acolo destul de brutal. 34 de secunde și 4 puncte diferență. Hai să vedem. Fezel aruncă și nu scrie. Și sala explodează. Mai are una totuși, încă o încercare. Fezel o înscrie pe a doua. 3 puncte diferență. Dacă nu marchează acest coș, s-ar putea să avem o șansă. Șutează și înscrie. Scrie 15 secunde rămase. Voluntar trebuie să găsească o soluție foarte ingenioasă. Trage de la 3, nu intră. Și cred că cam acesta a fost și meciul. 2 secunde rămase. Mitchell, 2 secunde rămase, shoot și bloc. Și Rapid câștigă.
acest meci cu toată sala în picioare. Evident, rapidiști foarte bucuroși, uitați-i chiar aici. În schimb, ce evident, voluntariul este cu amăgit și eu sunt. Jucătorii își dau mâinile sau chiar se îmbrățișează Olah cu foștii coechipieri. Voluntari vorbesc acolo și rapid, evident, la fel, numai că ei sunt mult mai bucuroși și mult mai gălăgioși. Jucătorii Rapidului își salută fanii, în timp ce jucătorii Voluntarului merg la vestiare. Luca Stohătan pregătită de interviuri. Asta cu puterea să deveniți de la minus 15, sfertul 4 și acum încă un sfert extraordinar. Nu ați mai avut fizic posibilitatea să câștigați meciul cu lungi. Problema a fost în sfertul 3, acolo s-a făcut diferența. Cred că am fost puțin prea moi și după am luptat cum am putut mai bine ca să revenim, dar se pare că nu a fost de ajuns. Vă bateți cu Rapid pentru loc pe podium anul acesta, un adversar, o rivală importantă. Bineînțeles, totodată suntem abia la început, fiecare zi încercăm să ne antrenăm mai bine și mai bine, iar la final de sezon să fim acolo în top și să ne îndeplinim obiectivul. Galeria a fost alături de voi și aici la Rapid. Le mulțumim și să sperăm că o să vină în număr cât mai mare la fiecare meci. Acesta a fost și meciul de aici, de pe Giulești. Din sala polivalentă Rapid, din păcate, Voluntariul pierde la o diferență foarte mică, ajunge în prelungire, a fost un meci incredibil cu niște faze, mai ales pe final, de-a dreptul spectaculoase, care te-au ținut cu sufletul la gură. Ați auzit și interviul al lui Lucas. Eu am fost Șerbanski, nu uitați de follow pe Instagram, pe TikTok. Peste tot mă găsesc Șerbanski, eu am fost Șerbanski, v-am pupat, pa, pa!